Vis-a-vis de această cântare foarte frumoasă, Cartea Sfântă spune, Cartea Apocalipsei, printre altele, cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe, nu-i voi șterge nici de cum numele din Cartea Vieții și voi mărturisi numele Lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor Lui. Versetul 17 din capitolul 2, cel ce are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui voi da să mănânce din mana ascunsă și voi da o piatră albă, și pe piatra aceasta albă este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Versetul 7 din capitolul 2, Apocalipsa, celui ce va birui, voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Una dintre promisiunile mari, Apocalipsa 3:21, celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și șed împreună cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Doamne, ajută-ne să ajungem acolo. Până acolo e marea bătălie. Până acolo să știți că există o luptă care ne aparține nouă. Domnul este Cel ce ne-a mântuit, dar de multe ori am spus, dacă Domnul ne-ar chema acasă sau ar veni Domnul după ce ne-a mântuit imediat, dacă ar fi venit, totul era în ordine. Dar acum mântuirea aceasta, spune Apostolul Pavel în Cartea Filipenilor și în Corinteni, mântuirea aceasta trebuie dusă până la capăt. Și capătul acesta este atunci când ne cheamă Domnul în veșnicie, sau dacă vom fi în viață, atunci când Domnul vine și ne duce la El, dacă vom fi gata. Dar până atunci este o luptă și lupta este foarte mare, dar merită să ne luptăm. De aceea omul lui Dumnezeu a spus printre altele, zice, și el a ajuns în al treilea cer. Să nu uităm minuni nemaipomenite, basmale și sorțuri atinse de Pavel și duse la mari distanțe, puse peste bolnavi. Și bolnavii erau vindecați. Și el spune, fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un lucru, uite ce este în urmă și mă arunc spre ce este înainte. Mă lupt, dar nu ca unul care se luptă cu pumnul în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am predicat altora eu însumi să fiu lepădat. Există posibilitatea să fii lepădat? Da, există. Există această posibilitate și omul lui Dumnezeu, era vorba aici de David, printre altele spune David, foarte interesant ce spune el în Psalmul 139, versetul 23 și 24, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Cum? Trebuie să ne mai verificăm, să ne cercetăm? Da, trebuie, tot timpul, în fiecare zi, racordați la cuvânt, contabilizare în fiecare zi, în fiecare seară. Dar nu mai vorbesc de la finele unei săptămâni, să nu îmi contabilizez viața. Omul lui Dumnezeu spune aici, cearcă-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima. El nu și-o cunoștea? Nimeni nu o cunoaște, ca și Domnul. Domnul o cunoaște cel mai bine. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea. S-ar putea să fiu pe o cale rea și o să am o impresie bună despre mine? Da, s-ar putea. Oamenii lui Dumnezeu ori înțeles acest lucru, această sensibilitate a chemărilor. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Ce frumos spune aici omul lui Dumnezeu Ioan, a avut acest har deosebit, Domnul a avut în plan să vadă, să aibă descoperirea Apocalipsei. Și aici spune el, descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând, și le-a făcut-o cunoscut trimițând prin îngerul său la robul său Ioan. Descoperirile sunt ale lui Dumnezeu, dar le-a dat prin Domnul Iisus. Domnul Iisus este Cel prin care, sigur, Dumnezeu a lucrat întotdeauna și lucrează. Dumnezeu a avut o mărturie întotdeauna, a avut un popor pe care și l-a ales. Un popor care a făcut parte din această chemare, a avut parte de această chemare înaltă dumnezeiască. Uitați ce spune Biblia. Cu privire la cel preanalt, versetul 18 din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Dacă Dumnezeu nu ne-ar fi descoperit taina mântuirii, niciodată nu l-am fi putut cunoaște pe Dumnezeu.
N-am fi avut nicio șansă să ne apropiem de El. În Timotei, ideea este reluată în versetul 17 din 1 Timotei, capitolul 1. A împăratului veșnicilor, nemuritorului și nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor, spune Pavel. Iar în 1 Timotei, în capitolul 6, ideea este reluată, versetul 16, citim și 15, care va fi făcută la vremea ei, de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea, și care are cinstea și puterea veșnică. În 1 Ioan, în capitolul 4, versetul 2, aici, 12, aici ideea este întărită. Zice, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Și încă un verset în această idee, în Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetul 22. Toate lucrurile, spune Domnul Iisus, mi-au fost date în mâini de Tatăl meu. Și nimeni nu știe cine este Fiul afară de Tatăl, nici cine este Tatăl afară de Fiul. Și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Deci, dragii mei, aș vrea să nu uităm această idee. Descoperirea este a lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat această descoperire, această taină extraordinară a mântuirii. Planul acesta mare, organigrama consemnată, concepută de Cel Preanalt, înainte de veșnicii, ne spune Biblia. Pentru că cu privire la Domnul Iisus, Biblia spune despre această taină înaltă. De bună oară, în 1 Petru, în capitolul 1, versetul 20, El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, înainte de întemeierea lumii. Și despre Domnul Iisus, căci prin El Tatăl lucrează, a lucrat și lucrează și va lucra. Spune Biblia foarte frumos în Coloseni, în capitolul 2, versetul 9 și 10, căci în El, în Domnul Iisus, locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. În El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Versetul 19 și 20 din capitolul 1 din Coloseni spune, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Iar versetul 26, pentru că suntem aici în Coloseni, în capitolul 1, spune, vreau să zic, taina ținută ascunsă din vecinicii și în toate viacurile, dar descoperit acum sfinților Lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acestei între neamuri, și anume, Hristos în voi, nădejdea slavei. Și acum Pavel, ca o concluzie, spune, pe El îl propovăduim noi, pe Domnul Iisus, și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Descoperirea lui Iisus Hristos. Vreau în continuare să vedem ce aduce această descoperire. Dar înainte de a mă opri la patru lucruri pe care le consemnează capitolul 1 din Apocalipsa, ce aduce această descoperire? Atunci când Domnul ne descopere, când ne-a descoperit celor care suntem deja întorși la Domnul și am intrat în marea familie a lui Dumnezeu, neapărat și necondiționat, cele patru lucruri trebuiau să se întâmple în viața fiecăruia dintre noi. Iar dacă sunt aici persoane care încă nu au avut o întâlnire reală, să vedem ce înseamnă întâlnirea aceasta reală, autentică cu Domnul. Înainte însă vreau să vedem ce spune în versetul 3. Spune, ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Auziți pe cine fericește Dumnezeu? Noi fericim la ora actuală pe unul, pe altul, care sunt împliniți material, financiar, profesional. Dar aș vrea să nu uităm pe cine fericește Dumnezeu, ferice de cine citește. Și de cei ce ascultă, nu numai să citești, dar și să asculți. Dar nu poți să asculți dacă nu citești. Îmi pun întrebarea, Doamne, oare cât de mult iubim această Biblie? Cât o citim? Atât o iubim. Noi atât îl iubim pe Dumnezeu cât iubim Biblia. Nu o putem iubi pe Dumnezeu mai mult decât iubim Cartea Sfântă. Pentru că Dumnezeu este descoperit în această Carte Sfântă, în cuvântul Său.
Biblia ne spune că la sfârșitul viacurilor Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul și în Ioan, în capitolul 1, spune: și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Cuvântul acesta, pe Domnul îl avem aici, în cartea aceasta sfântă, în cuvântul lui. Eu atâta îl iubesc cât citesc. Aia înseamnă că în fiecare zi, dacă îl iubesc mai mult, cu cât îl iubesc mai mult, citesc în fiecare zi. Nu pot fără această carte, pe acela îl fericește, ferice de cine citește. Apoi de cine ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Mi-aduc aminte de ce îi spunea Domnul odinioară lui Iosua. Asta vis pentru, sigur, cei care suntem prezenți aici. Cartea aceasta a legii, începând cu versetul 8 din Iosua, capitolul 1, să nu se depărteze de gura ta, cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Avem tendințe uneori anumite părți să le împlinim, altele să le lăsăm pentru alții. Căutând să faci tot ce este scris în ea, că atunci vei lucra cu înțelepciune și atunci vei izbândi în toate lucrările tale tot ce este scris în ea. Spune tot vis-a-vis de această idee în Faptele Apostolilor, în capitolul 10. Uitați ce spune aici printre altele, versetul 33. A intrat omul lui Dumnezeu, Petru, în casa lui Cornelie. Și acum aici, a doua parte a versetului 33. Acum, dar toți suntem aici, înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Tu împlinești totul, noi împlinim tot, tinerii împlinesc tot. Este extraordinar să cauți cu toată inima să împlinești tot. Ca să împlinești tot, trebuie să știi, să cunoști. Ca să cunoști, trebuie să citești în fiecare zi cuvântul lui. Zice, suntem înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui, Dumnezeu să ne spui. Știi ce spune în Matei, capitolul 28, versetul 20? Mergeți în toată lumea, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce ți-a poruncit, tot ce este scris, tot ceea ce Domnul ne-a învățat. Ce frumos! Vis-a-vis de tineri de bună oară, și la noi în biserică sunt sute de tineri, 400 de tineri cel puțin avem în biserică, tineri, nu vorbim de sutele de copii până la 14 ani. Avem foarte mult tineret în biserică, ne bucurăm mult, dar există o provocare, nu vine niciunul fără Biblie. Întotdeauna Biblia este, dumneavoastră aveți aici proiector, noi tocmai de-aia nu punem pe proiector versetele, ca să fie interesați să studieze, să fie interesați acasă, să citească, să dorească. Avem apoi o programare în fiecare zi a Bibliei, le afișăm. În fiecare săptămână, în fiecare zi, cât să se citească. Există o mare dorință. Există o mare dorință pentru Biblie, dar nu se poate fără cuvântul lui Dumnezeu. Și ce spune acolo în Psalmul 119? Spune printre altele acolo, cum își va ține tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul tău. Strâng cuvântul tău în inima mea, să nu păcătuiesc împotriva ta. Nu se poate altfel. Pavel îi spune lui Timotei, mi-aduc aminte de lacrimile tale. Avem fanfară și noi și orchestră. Avem grupuri de tineri, 8 grupe de tineri. În fiecare grup, între 20 și până la 60 de tineri. În fiecare grup. Grupe de copii, 10 grupe de copii, 2 de preșcolar și apoi 1-a până la 8-a în biserică. Foarte mulți. Dar e foarte important, provocăm Biblia să nu fie lăsată deoparte, ignorată. Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să nu uităm, Pavel când își aduce aminte, nu își aduce aminte de alte valori, valențe pe care le avea Timotei. Și a spus, mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd să mă umplu de bucurie, mi-aduc aminte de credința neprăfăcută, sălășluită în bunica ta Lois, în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturii, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Iisus Hristos. Toată Scriptura este însuflată de Duhul lui Dumnezeu și de folos, ca să învețe în primul rând, în al doilea rând să mustre. Mustrarea are un sens de corijare, de îndreptare, nu de a zdrobi, ca să îndrepte apoi în al treilea rând să dea înțelepciune, dar nu orice fel de înțelepciune. Înțelepciune în neprihănire, multă înțelepciune la ora actuală și de la învoane. Oameni cu Biblia în mână, multă înțelepciune, dar o înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie destoinic și cu totul desăvârșit pentru orice lucrare bună. Eu doresc din inimă Dumnezeu să ne umple de cuvântul Lui. Dar Dumnezeu dorește, vrea, aia înseamnă să citesc. Unde să strâng cuvântul Lui?
Zice, strâng cuvântul tău în inima mea. Care inimă? În care inimă? Și ce spune Biblia? Inima nebunului este la stânga lui, iar inima înțeleptului este la dreapta lui. Avem o inimă și în dreapta, da, inima spirituală este în dreapta. Inima spirituală, știți ce este în inima unui om până nu se întoarce la Dumnezeu? În inima din dreapta? Uitați ce spune Biblia, Marcu capitolul 7. Spune Cartea Sfântă aici, foarte clar, Marcu 7, printre altele, spune așa, în inima din dreapta, căci dinăuntru din inima oamenilor ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia, toate aceste lucruri rele ies dinăuntru și îl spurcă pe om. Din care inimă? Din inima din dreapta. Ei, când Domnul însă vine și îl iau ca stăpân și domn, el scoate din inima din dreapta tot ce este rău. Și după ce o scoți din dreapta, dacă rămâne măturată și împodobită, din nou diavolul se întoarce și patimile și poftele rele. Ei, acolo în inima din dreapta trebuie să vină altceva. Și ce trebuie să vină? Pune Domnul ce? Cuvântul în primul rând. De aia strâng cuvântul în inima mea, să fiu plin de cuvânt. Cineva spunea, pe bună dreptate, mi-a plăcut maxim aceasta, zice, inima omului din dreapta este ca un burete. Un burete îl bagi în apă, într-un vas cu apă, îl scoți și îl storci și dă apă. Pentru că a fost îmbibat în apă, oricât l-ai storce, el dă apă. Ei, așa trebuie să fie inima omului, trebuie să mustească inima din dreapta de cuvânt, plină de cuvânt. Oricât l-ai agita, zice, cei răi n-au pace, zice Domnul. Ei sunt ca marea înfuriată care aruncă afară noroi și mâl. Ei, pe un om, oricât l-ai agita, un om care l-are pe Dumnezeu și are cuvântul, el se prinde cuvânt, el va da mereu cuvânt. Dar cunoști imediat, un om e desconspirat din două fraze. Dar nu mai vorbești, și din ținuta lui e desconspirat și când te-ai uitat la el. Ei, imediat e desconspirat. Păi când vorbești cu el, el imediat are cuvântul în om al lui Dumnezeu. Un altul are tot felul de lucruri, numai cuvânt nu are. Eu doresc în seara aceasta Dumnezeu să ne umple de râvnă pentru el. Doamne, noi avem cuvântul, dar vrem mai mult să-l avem. Mai mult să avem cuvântul tău. Mai mult, o Doamne, să ne umpli de cuvântul acesta. Ferice, reluând ideea de cine citește, de cei ce ascultă. Cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Și acum în continuare, descoperirea aceasta a lui Iisus Hristos. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor săi. Ce aduce această descoperire? Vreau să spun că dacă Domnul nu ne-ar fi întâlnit și nu făcea pași spre noi, niciodată nu l-am fi cunoscut. Noi nu l-am cunoscut datorită înțelepciunii noastre firești, nici pe departe. Domnul a făcut pași spre noi. Aici vreau să mai citesc ceva. Ioan 6, versetul 44 spune așa. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis. Iar eu îl voi învia în ziua de apoi. Tatăl să uite la dorința unui om. De bună oară, eu aici, azi, seara aceasta, Doamne, vreau mai mult să mă apropii de Tine. Domnul Tatăl, prin Duhul Lui, El vede ce este înăuntru meu, în inima din dreapta. Acum, vis-a-vis de inima din dreapta, mai știți dumneavoastră ce spune în cartea Cântarea Cântărilor? Adormisem, dar inima înveghea. Este glasul prea iubitului meu care bate, deschide. E o vreme de ațipire ca niciodată în biserii, să știți. Noi pășim spre o vreme foarte critică, foarte grea. Ei, ferice de cine are cuvântul, în primul rând, în inima din dreapta și în al doilea rând, Duhul lui Dumnezeu. Când ești plin de Duh, Duhul îți spune, îți bate și spune, fii foarte atent, tu nu trebuie să-L țipești. Cel ce nu doarme niciodată e unul singur Dumnezeu, zice, El nu dormitează, nici nu doarme, El nu ațipește. Ei, l-am în inima din dreapta că El vine, în inima din dreapta prin cuvânt și prin Duhul Lui, El mă ține tot timpul treaz, atent. El îmi spune cum să umblu, cum să acționez și cum să mă comport. Spune tot aici în Evanghelia după Ioan, în capitolul 6, versetul 65. Adăuga, tocmai de aceea v-am spus, nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl meu. Descoperirea lui Dumnezeu care i-a dat-o Domnului Iisus Hristos. Spune tot aici, prin Domnul Iisus lucrează. Ioan capitolul 10, versetul 7 și 9 spune așa. Iisus le-a mai zis, adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor. Zice versetul 9, eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Intrarea în împărăție numai prin Domnul Iisus. Fără El nu există intrare și în împărăție și mântuire. Iar în versetul 6, ca o încununare din capitolul 14 din Ioan, spune așa, Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine.
Tatăl este cel ce vede inima și prin Duhul îl atrage la Domnul Iisus. Și cel ce mântuiește este Domnul Iisus, prin jertfa Lui, prin puterea Lui, prin cuvântul Lui. Ce aduce această descoperire? Patru lucruri le voi aminti. Le găsim aici consemnate și nu o să le uitați. Acasă puteți cerceta și mai mult. Versetul 5, mai ales a doua parte a versetului, Biblia spune așa. Zice, și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăratului pământului, a Lui care ne iubește și care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său. Primul lucru pe care îl aduce această descoperire a lui Dumnezeu, pe care a dat-o lui Domnului Iisus, este spălarea de păcate, spălarea trecutului nostru. Nu putem să facem parte din poporul Lui dacă nu suntem spălați, nu suntem curățiți. Aici vreau să fac o subliniere, vreau când cineva a fost curățit, când cineva a fost spălat, ăla este, are încredințarea clară, precisă. Ăla nu va mai oscila, sunt iertat sau nu sunt iertat. Auzim uneori, frate, sunt mântuit sau nu sunt mântuit? Nici nu e în ordine. Acolo, sigur, nu e problema clară. În momentul în care cineva a avut o întâlnire reală, a avut parte de descoperirea celui preanalt, ăla trăiește literalmente din plin această iertare a păcatelor. Ce frumos! Cel mai mare lucru! Este extraordinar să poți dormi liniștit. Știi ce spune omul lui Dumnezeu? Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină locuința mea. Este extraordinar. Să fie o pagină nouă și apoi un dosar nou, alb, pe care să, din momentul acela să se scrie ceva nou și frumos pentru tine și pentru mine. Spălarea păcatelor. Spune aici Cartea Sfântă în Apocalipsa, în capitolul 5 de bunoare, versetul 9. Ei cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești Tu să iei cartea, să-i rupe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele Tău oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice norod și din orice neam. Și ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său și ei vor împărăți pe pământ. În capitolul 7 este reluată ideea, versetul 13 și 14. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis, aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Doamne, am răspuns eu, Tu știi, el mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Vreau să nu uităm, întâlnirea cu Domnul e primul lucru pe care îl aduce înainte de orice altceva. Înainte de orice altceva, înainte de a cânta în cor sau în fanfară, înainte de a aduce un mesaj, de a spune altora despre mântuire, mai întâi mi-aduce iertarea păcatelor, o pagină nouă în viața mea, mi-o șters trecutul meu. Eu zic că este cel mai mare lucru, cel mai binecuvântat. Știți ce a spus Domnul la un moment dat? Zice, nu vă bucurați că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cartea vieții, sunt scrise în ceruri la Dumnezeu. Nu se poate să fie numele scris înainte de a fi spălarea păcatelor. Atunci se produce nașterea din nou. Și numele, noi știm un lucru, că numele de Eugen e scris înainte de întemeierea lumii. Printre altele, zice, fraților, ca să nu fiți, să vă socotiți singuri înțelepți. Nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul de plin al neamurilor. Și atunci tot Israelul va fi mântuit. Așa să nu uităm, dragii mei, Domnul are un număr de plin al neamurilor și când numărul ăla de plin va intra, se va completa fiecare nume care a fost scris în cartea vieții. Nu mai scrie nicăieri că e un alt nume care e scris pe parcursul timpului, a istoriei. Toate scrise înainte de veșnicii, în cartea vieții. Ei, numele acela eu l-am primit, un nume nou. Știți ce spune în Apocalipsa? Am citat și vreau să-l readuc pentru că iese în această idee. Spune aici versetul 17, spune aici, celui ce va birui, versetul 17 din capitolul 2, celui ce va birui voi da să mănânce din mana ascunsă și voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta albă este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Nu numele de Eugen e scris în cartea vieții, e un nume nou. Eugen a intrat în dreptul acelui nume atunci când s-a produs nașterea din nou. Și eu de multe ori îmi spun, Doamne, îți mulțumesc că n-ai venit mai repede. Dacă venea mai repede, n-aveam parte de mântuire. Dar Tu, Doamne, în îndelunga Ta răbdare sau dragoste, cum spune Petru, Tu ai ajuns mântuirea Ta până la mine, ca să ajung și eu mântuit. Doamne, Te binecuvântăm pentru mântuirea Ta. Doamne, ajută-ne însă toți să avem această certitudine, încredințare. Uitați ce spune Petru vis-a-vis de spălarea păcatelor.
Ne spune Petru în epistola lui, printre altele, capitolul 1, versetul 17 în continuare. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de vețuire pe care l-ați moștenit de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Un sânge extraordinar, nemaipomenit, minunat și binecuvântat. În Cartea Evreilor, autorul epistolei către evrei spune: și după lege aproape totul este sfințit, totul este sfințit prin sânge, și fără vărsare de sânge nu există iertare. Dar noi am fost iertați printr-un sânge mult mai minunat, sângele Fiului Celui Preanalt. Spune despre acest sânge minunat Coloseni capitolul 1, versetul 13 și 14. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului Dragostei Lui, în care avem răscumpărarea și prin sângele Lui iertarea păcatelor. Nu există iertarea păcatelor prin viața noastră, prin standardul moral înalt pe care l-am avut noi, nici pe departe. Cornelie, știți că a avut un standard moral înalt. Nu știu cât l-am fi putut atinge. Standardul lui Cornelie. Citim ceva numai, ca să vedeți că așa este. Uitați ce spune versetul 2. Omul acesta era cucernic, temător de Dumnezeu. Împreună cu toată casa lui, el făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Versetul 22. Era și un om drept și un om vorbit de bine de tot neamul iudeilor. Și acum uitați ce spune despre el versetul 13 din capitolul 11. El ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe un înger stând înaintea lui și zicându-i: trimite la Iope și cheamă pe Simon, zi și Petru, care îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Cum nu a fost mântuit cu tot standardul moral înalt? Nu, prin moralitate nimeni nu poate fi mântuit. Nimeni nu poate fi mântuit decât prin sângele Domnului, prin spălarea care are loc atunci când cineva vine la poala crucii lui. Se recunoaște, cere clemență, cere îndurare de la el. Ideea este reluată și în Efeseni. Spune aici versetul 7 din capitolul 1. În el, în Domnul Iisus, avem răscumpărarea și prin sângele lui avem iertarea păcatelor. Eu doresc în seara aceasta Domnul să ierte pe toți cei prezenți. Doamne, prin sângele Tău, care are aceeași putere și eficiență ca și atunci când curgea în Golgota, are aceeași putere. Și astăzi Domnul spală, cât îi mai spală, până intră numărul mântuiților. Nimeni nu știe când se completează. Și de aceea să dăm nevală. Biblia știe ce spune prin Domnul Iisus în Matei. Spune printre altele: de la Ioan Botezătorul împărăția cerurilor se ia cu nevală. Cine pune mâna pe împărăție? Cei ce dau nevală. Cei sceptici, cei care stau cu rezerve, nu spune Biblia, ăia rămân afară. Ei, ca să intri, trebuie să dai năvală, trebuie să vii la El, să te recunosc, să ceri îndurarea Lui. Cu toată inima doresc și din toată ființa mea, Dumnezeu să lucreze în această biserică în continuare. Să dea Domnul biruință, mântuire. Spune aici Fapte, capitolul 3, versetul 19. Pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele și să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos. Și apoi, sigur, sunt foarte multe texte. Mă opresc la acestea, în această idee. Ce aduce descoperirea, în primul rând, în dreptul fiecăruia, ca ordine cronologică, prioritară, iertarea păcatelor. Un al doilea lucru, ce aduce descoperirea? Îi găsim aici consemnat în versetul 6. Și-a făcut din noi o împărăție și preos pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Spune versetul 9, eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaș cu voi la împărăție, părtaș la împărăție. Primul lucru, întâlnirea cu Domnul aduce iertarea păcatelor, un om liber. Apoi te introduce în marea familie a Lui Dumnezeu. Frați și surori, de multe ori mă gândesc și la noi, la Betel, când mai sigur această idee. Dumnezeu nu s-a lăsat niciodată fără un popor. A avut întotdeauna un popor. La început noi știm, națiunea lui Israel a fost aleasă. Auziți numai ce spune în dreptul acestui popor. Zice acum, dacă veți asculta, Exod capitolul 19, versetul 5 și 6.
Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Dar fără multe comentarii, noi știm zeci de texte și de pasaje biblice unde arată că poporul acesta nu și-a păstrat chemarea, nu și-a onorat această chemare înaltă, împărăția celui preanalt care trebuia să-l reprezinte pe marele împărat, pe Dumnezeu. Și acum Domnul face altceva. Uitați ce spune în Evanghelia după Matei. Matei 21 spune, printre altele, versetul 41 și 43 spune așa. Spune aici în 41, ei au răspuns pe ticăloșii aceia, ticăloșii va pierde, iar via o va da altor vieri, care vor aduce rodurile la vremea lor. Versetul 43, de aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Care acest neam? Este biserica Domnului. Va fi luată de la voi și va fi dată unui neam. În momentul în care ei au ajuns, a fost scânteia care s-a pus împotriva Domnului. El a fost dat la moarte, în mod special, atunci când ei au auzit această afirmație. Nu puteau să o accepte. O strânit o repulsie totală, generală. De altfel, spune despre Pavel, fapte 28, versetul 28. Spune aici, citim și 27, căci inima acestui norod, referindu-se la Israel, s-a împetrit. Ei aud greu cu urechile și au închis ochii și ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Să știți dar că mântuirea aceasta lui Dumnezeu a fost trimisă neamurilor și o va asculta. Când a zis aceste vorbe, iudeii au plecat vorbind cu aprindere între ei. Nu au putut accepta așa ceva. Eu cred că sunt privilegiați. Vreau să spun că uneori și în bisericile noastre există această idee, că noi suntem privilegiați. Am încheiat un botez și acum, prin definiție, noi suntem mântuiți. Da, de unde? De ne vom păstra mântuirea până la capăt și vor rămâne pe verticală. De ne vom păstra o vorbire articulată, așa cum ne arată Biblia, și vom avea ceea ce Dumnezeu dorește noi, ce este în voi. Este mai tare, mai mare decât ce este în lume, ce este în noi, cuvântul Lui, Duhul Lui, de vor rămâne până la capăt. Atunci, sigur, așa va fi negreșit. Dar dacă nu, Domnul este Cel ce, categoric, nu suntem noi mai privilegiați decât ei. Domnul va proceda la fel. De aceea eu doresc, Doamne, umple-ne de râvnă pentru Tine. Umple-ne de râvnă pentru Tine și ajută-ne cu toată ființa să Te căutăm. Uitați ce spune omului Dumnezeu Petru în această idee. Vorbind de această împărăție, am fost introduși în împărăție. Voi însă sunteți o seminție aleasă. Versetul 9 din capitolul 2 din 1 Petru. O preoție împărătească extraordinar, un neam sfânt. Exact ce trebuia să fie Israel, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți, auziți mobilul chemării, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Lui minunată. Zice, pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare, iertarea mai întâi și apoi voi introduce în marea familie a lui Dumnezeu. Preiubiților, zice, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. E un război extraordinar. Și Biblia ne spune prin Apostolul Petru, în a doua epistolă, foarte frumos, spune aici versetul 17 din 2 Petru, capitolul 3. Voi, deci prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă, ca nu cumva să vă lăsați târâți în rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria. Iar în versetul 14 spune, de aceea, preiubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, auziți cum? Aici ne putem verifica fiecare, să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană. Apropo de prihană, dar când vorbește de neprihănire, Biblia spune în Psalmul 119, versetul 40, fă-mă, Doamne, să trăiesc în neprihănirea cerută de Tine. S-ar părea că există bisericile locale, au fiecare neprihănirea lor, așa, într-o anumită direcție, și o neprihănire cerută de biserica locală. Biblia spune așa, fă-mă, Doamne, să trăiesc în neprihănirea cerută de Tine. Când o biserică locală pierde acest standard și sensibilitate a acestei cerințe providențiale, foarte ușor o poate lua într-o direcție greșită. Neprihănirea cerută de Tine. Doamne, dar unde găsesc eu neprihănirea cerută de Tine? Aici, în Cartea Sfântă, în Cuvântul Sfânt, în epistole.
Aici găsesc cerința pe care Dumnezeu o are pentru noi. Împărăție. Știți ce a spus Domnul Iisus Hristos? Zice, împărăția cerului nu vine în așa fel încât să izbească privirile. Nu se va spune, uite aici sau uite acolo, căci iată, ea este înăuntru vostru. Împărăția cerului nu e mâncare și băutură, ci neprihănire în primul rând. În ce e definită împărăția? Parametrii împărăției. Neprienire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Eu doresc Dumnezeu să ne dea o standard de neprihănire. O neprienire. Cine-i standardul ăsta? Că trebuie să am un standard. Standard înseamnă un etalon de comparație, un model. Un model pe care să-l am. Plin de modele la ora actuală, în toate domeniile vieții. Vreau să spun că și în cel spiritual există un model. Știți cine este modelul nostru? Ideal, Domnul Iisus. El e ținta, El e modelul nostru. Și când spune acolo Matei 6, versetul 33, spune așa, căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea Lui. Știți cine este neprihănirea Lui? Domnul Iisus Hristos. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 30, și El, Domnul Iisus, a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare, neprihănirea Lui Dumnezeu. El este standardul nostru în ceea ce privește această neprihănire înaltă. Știți ce spunea Domnul Iisus Hristos în Ioan, capitolul 17, versetul 3? Zice acolo, printre altele, și împărăție, citim exact cum scrie în Ioan, capitolul 17, versetul 3. Sunt cuvintele Mântuitorului. Și viața veșnică, împărăția cerurilor, împărăția lui Dumnezeu și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. În Ioan capitolul 5, versetul 39 spune, cercetați scripturile, pentru că considerați că în ele este viața veșnică, dar însă și ele, scripturile, vorbesc despre mine. Eu doresc pentru tot poporul prezent, Doamne ajută-ne să intrăm în împărăția Ta. Împărăția Lui, de aici să știți că începe. De aici începe. Acum nu mai spun prea multe despre împărăție, dar ceva vreau să consemnăm. Auziți numai ce spune Efeseni, capitolul 1, versetul 3 spune așa, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat, rețineți vă rog ideea, cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos Iisus. Ne-a binecuvântat, nu spune la viitor, ce vom fi nu s-o arătat încă. Prea iubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu, ce vom fi nu s-a arătat, dar știm că atunci când va veni El, vom fi ca El. Ei, la ora actuală, Domnul ne-a binecuvântat în locurile cerești, cei ce sunt în biserică, nu toți, cei ce sunt în biserica Lui. Ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești. Și acum citim încă ceva foarte interesant, locurile cerești. Spune aici, Efeseni capitolul 6, începând cu versetul 11, îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. În locurile cerești este biserica Lui. Și în locurile cerești sunt duhurile. Duhurile au și Satana cu toată armata lui este concentrată și-o focalizat totul în dreptul bisericii Lui. Și aici este toată lupta să ne coboare, cum spune acolo în Cartea Evreilor, dacă se poate să cădem din acea împărăție unde El ne-a pus, din acel loc ceresc. Eu doresc Dumnezeu să ne ajute să rămânem în Hristos Domnul. Noi nu putem prin noi, dar Domnul ne întărește. Primul lucru, nu uitați, descoperirea aduce iertarea păcatelor. Cel de-al doilea lucru ne introduce în marea familie, în împărăția lui Dumnezeu. Cel de-al treilea lucru, în versetul 9. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaș cu voi la necaz. Știți ce înseamnă necazul? Încercare, probă. Ca să ajungem acolo într-o zi cu El, Domnul ne probează, cel prea înalt aici. Aici e proba. Nu mai duce neprobați nimic dincolo. Și mă uit și la ceas că mai am câteva minute și voi încheia. Știți că îngerii au fost probați acolo în veșnicie, când au fost creați. A fost un moment în care i-au probat, un timp, timpul lor s-a dus. Ei știu că timpul lor s-a dus. Demonii ne spune că l-au cunoscut pe Domnul. Păi cum să nu-L cunoască la creație, când i-au fost creați? Domnul a fost prezent acolo cu Tatăl. Și zice, te știm noi cine ești, e Sfântul lui Dumnezeu. Te cunoaștem, ai venit să ne chinuiești înainte de vreme. Ei, ei au avut vremea de probă.
timpul lor de probă a trecut. Acum este vremea de probă a omului. Care e vremea de probă? Viața lui. Câțiva zeci de ani. Și în viața asta Domnul ne probează. Cel ce a reușit să treacă biruitor în această probă, în aceste examene pe care le avem aici, pentru totdeauna, pentru veșnicie va fi fericit. Dincolo omul nu va mai fi probat. De-aia diavolul încearcă tot ce poate el. Tot ce poate, ca nu cumva omul să ajungă în locul acela de unde a căzut el. El știe din unde a căzut, din glorie și din slavă. Aici e toată bătălia. Și de aceea, dragii mei, dacă suntem încercați, totul este spre binele nostru. Aici Domnul ne probează, dar frumusețea știți care este? În probă, în încercări, nu suntem singuri. El promite că este cu noi. El e cu noi și în bucurie, dar și în necaz. Și într-o situație și în alta, El ne garantează biruință. Îl rugăm, Doamne, rămâi alături de noi. Auziți numai ce spune Biblia, foarte frumos. Citim din 1 Petru, printre altele aici câteva versete. Spune așa, 1 Petru, capitolul 2. Spune, începând cu versetul 19, că ce este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu sufere întristare și sufere pe nedrept. Spune versetul 21, și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Vreau să vă spun că nu face derogare Dumnezeu cu nimeni. Aici ne probează, aici ne încearcă. Foarte multe texte care vorbesc de încercare, de probă. De bună oară Pavel vorbește tesalonicenilor. În 1 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 3. Pentru ca nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri. Ai necazuri în viața personală? Ai necazuri în familie? Sunt necazuri uneori și la nivelul bisericii? Uite așa spune, pentru ca nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri, că știți singuri că la aceasta suntem rânduiți. Și când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim și necazuri, ceea ce s-a și întâmplat, cum bine știți. De aceea versetul 7 spune, fraților, în toate strâmtorările și necazurile noastre am fost mângâiați cu privire la voi, prin credința voastră, Doamne mărește necredința. Mai citesc doar un verset vis-a-vis de acest gând, sigur sunt sute de versete în Noul Testament, dar unul din ele, din capitolul 8 și din Romani 8 și din Romani 5. Spune Romani 8 aici, cuvântul Domnului, versetul 18, eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de noi, de slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Suferințele de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de noi, alături de slava viitoare. Iar în Romani, în capitolul 5, spune aici versetul 3, ba mai mult ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Cum fără necaz nu se poate? Nu se poate. Nu se poate. Necazul face parte integrantă din mântuirea noastră. Cine este aici încercat și probat, Domnul îl ajută și este cu el, dincolo va fi fericit pentru veșnicie. Și apoi, în ultimă instanță, un ultim gând din cele patru, cel de-al patrulea, primul am spus spălarea păcatelor. Cel de-al doilea ne introduce în marea familie, în împărăția lui, care începe de aici și va fi o continuitate dincolo în veșnicie. Cel de-al treilea ne cheamă, descoperirea ne aduce necaz, încercări aici în viața aceasta. Iar cel de-al patrulea lucru și la răbdarea, eu, Ioan, fratele vostru care sunt părtași cu voi, la răbdarea în Iisus Hristos. Dumnezeu să ne ajute să răbdăm până la sfârșit. Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Când e sfârșitul? Când vine Domnul sau când mă cheamă Domnul acasă? Dar pentru că nu știu când mă cheamă, oricare ne poate chema. Doamne, ajută-ne să fim gata întotdeauna. Închei cu cele două versete și de aici subliniez ceva. Versetul 17 și 18 spune așa, când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. În prim gând, avem un mântuitor viu, nu un mântuitor mort. Frați și surori, Hristos nu e o persoană imaginară. Nici diavolul nu este o persoană imaginară. Sunt persoane reale. Hristos este o persoană reală, dar El este un mântuitor viu, nu un mântuitor mort. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Dar știți ce înseamnă asta? Parafrazat. Asta înseamnă că cei ce l-au primit și au avut parte de descoperirea Domnului și ei trebuie să fie vii. Să pulseze în ei viața. Eu am venit ca oile, Ioan 10, am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Doamne, dă-ne viață din plin. Viață din belșug. Să nu uităm, o biserică locală trebuie să fie vie pentru el.
trebuie să poseze viața. Când ai intrat într-o biserică, îți dai seama imediat viața spirituală, cât la ce standard este. Spune aici un al doilea gând pe care vreau să-l consemnăm. Cel viu, un al doilea, am fost mor și iată că sunt viu în vecii vecilor. Aia înseamnă un mântuitor biruitor. Un mântuitor biruitor. El a biruit pe cel rău. El a biruit toată puterea întunericului și el este astăzi biruitorul. Ce înseamnă asta? Cel ce l-are pe el este viu pe de o parte, iar pe de altă parte trebuie să fie biruitor. Biserica locală trebuie să fie și ea biruitoare. Nu mai vorbesc de biserica universală. Ce înseamnă asta? Familia, dacă e o familie credincioasă, sfântă, aia trebuie să fie biruitoare. Pentru că stăpânul familiei este Domnul Iisus Hristos. Eu rog, dă-ne, Doamne, biruință tuturor familiilor. Ajută-ne toți să fim biruitori. Și un ultim gând, un al treilea, fără comentarii. Cel viu, am fost mort și iată că să viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Ce înseamnă asta? Un mântuitor, nu numai viu, nu numai un mântuitor biruitor, ci un mântuitor stăpân. Vreau să spun că stăpânul bisericii nu suntem noi, el este stăpânul bisericii. Doamne, vreau să rămâi stăpânul meu, vreau să rămâi stăpânul casei mele, Doamne, dar vreau să rămâi și stăpânul bisericii acesteia. Tu să fii la cârmă. Ce frumos când toți își au locurile lor, coriștii, fanfariștii, cei din biserică toți își au locurile lor, dar vreau să vă spun că și Domnul și-are locul lui. Și locul lui nu-l poate înlocui nimeni. Uneori un fanfarist sau un dirijor poate fi înlocuit, un predicator poate fi înlocuit, dar Domnul nu poate fi înlocuit cu nimeni. Îl rugăm în final, Doamne, rămâi stăpân și Domn în locul acesta. Rămâi în inimile noastre și noi te slăvim și te binecuvântăm pentru veșnicie. Amin.